Bine, v-am regăsit, suntem din nou live aici la Hello Sănătate, încep pe Trăiește Sănătos și astăzi avem un subiect extrem de interesant, lupta cu kilogramele în plus și alături de noi se află domnul dr. George Sirețeanu. Aveam pornit, vreau să share-uiesc emisiunea. Bine ai revenit, George, spuneam că alături de noi se află domnul dr. George Sirețeanu, medic primar, chirurgie generală, specializare în chirurgie bariatrică. Mă bucur să te revăd! Bine te-am regăsit! Bună ziua! Un subiect care nu se epuizează niciodată, lupta asta cu kilogramele în plus, indiferent de sex, că suntem femei, bărbați, mai nou copii, adolescenți, deci din păcate nici vârsta nu mai e un criteriu de a spune n-am probleme cu kilogramele în plus. Sunt tot mai multe persoane care au această problemă și trebuie să privim lucrurile nu doar din punct de vedere estetic, pentru că se mai spune gras și frumos sau, mă rog, chestie de gust, însă trebuie să reținem că multe, multe kilograme acumulate și în plus pot aduce cu ele, din păcate, probleme de sănătate. Și de aceea astăzi este alături de noi domnul dr. George Sirețeanu ca să vă răspundă întrebărilor și să vedem ce avem de făcut atunci când lupta asta cu kilogramele ne cam scapă. Ne face să pierdem puțin control. Exact. Hai să vedem, George, când putem spune că o persoană are multe kilograme în plus, chiar că este obeză. Ce înseamnă obezitatea? Definiția obezității este aceea că o persoană e considerată obeză atunci când depășește un anumit indice, care se numește indicele de masă corporală. Acesta se calculează prin împărțirea greutății la pătratul înălțimii. Acest calcul ne dă niște cifre, astfel încât putem să încadrăm pacientul într-una din grupele de greutate. Și avem pacienți subponderali care au un indice de greutate sub 18,5 kg pe metru pătrat. Adică persoane prea slabe. Prea slabe, există și persoane prea slabe. Și care întreabă ce am de făcut ca să mă mai îngraș un pic. Exact, sunt dar persoanele, sunt mai rare. Persoanele care sunt oarecum detestate de cei din cealaltă categorie. Avem persoane normoponderale care au un indice între 18,5 și 25, iar peste 25 deja este considerat un exces ponderal. Începem adică cu primul... obezitate? Nu, obezitate. Peste 25 până la 30 pacienți sunt considerați supraponderali, iar obezitatea începe de la un indice peste 30 de kilograme pe metru pătrat. Iar din 5 în 5 fiecare se numără gradele obezității. Avem obezitate de grad 1 atunci când indicele este până în 35, de grad 2 când indicele de masă corporală este până în 40, iar peste 40 se consideră obezitate de grad 3 sau morbidă. Da. Mai avem persoane care au niște indici de greutate, de masă corporală foarte mari. Deja peste 50 este denumită superobezitate. Adică, iată, lucrurile se complică odată ce aceste kilograme se acumulează și practic intri într-un cerc vicios, îți este și foarte greu să te mai miști sau să mergi la sală sau să faci ceva pentru tine. Lucrurile pot scăpa de sub control dacă nu încercăm să câștigăm lupta cu kilogramele în plus. Da, oricum trebuie să știi că pacienții cu obezitate, mai ales cei cu obezitate morbidă, nu vin după o perioadă, nu apelează la noi după o perioadă scurtă de timp. Ei au an și an la rând niște încercări de a scădea în greutate, dar... Și poate că reușesc pe perioade scurte, exact. Însă nu reușesc să se mențină. Și atunci organismul are și mai tare de suferit, este acel efect yo-yo, exact. Când slăbește în gras, slăbește în graș. Ei și de la, după fiecare cură vin cu niște kilograme în plus față de decât atunci slăbiseră. De când au plecat. Da. Și cu metabolism încetinit, nu? Că parcă așa știu, după fiecare încercare din aceasta nereușită, organismul... După fiecare încercare de dietă, cumva, creierul exact. Ține minte că a trecut printr-o perioadă de criză. Dietele sunt pentru creier o perioadă de criză în care nu primește zahăr. Practic pe creierul funcționează pe glucoză, pe zahăr, iar perioadele de dietă presupun un aport scăzut de zahăr pentru creier. Creierul ține minte, iar apoi își
încetinește metabolismul. Practic începe să închidă din procesele metabolice sau activitățile care nu îi sunt esențiale supraviețuirii. Da, deci iată mare grijă că dacă ținem dietele acestea haotic și de cele mai multe ori se întâmplă prin înfometare, adică nu mănânci, slăbești, dar nu poți să stai nemâncat așa toată viața, pe urmă când revii ușor, ușor la normal, revin și kilogramele. Până la urmă tot creierul câștigă această luptă da. Cu Și este adevărat că avem cumva setat o anumită greutate, adică nu știu dacă din constituție ești un pic mai robust, mai plinuț, nu o să poți fi niciodată foarte slab. Există obezitate genetică. Așa da. S-a transmis din familie și într-adevăr creierul încearcă să ajungă la greutatea la care este oarecum programat. Spuneai obezitate genetică și că așa s-a transmis în familie, dar poate că și obiceiurile alimentare sau stilul de viață al familiei respective. Sunt două noțiuni separate. Separate, dar care merg mână-n mână cumva, da. Adică dată de obiceiurile din familie. Gătește bunica, mama foarte mult, foarte bine și foarte gustos, iar toți din familie se pot îngrășa. Se transmite și la soți, soții și ținând cont că nu au o legătură directă genetică, ci doar atunci, cu stilul de viață al familiei. Atunci îl considerăm că obezitatea vine din stilul de viață nesănătos. Dar când se transmite pe linie maternă-paternă, este posibil să aibă și o cauză genetică. Am înțeles. Hai să spunem încă din start că aceste kilograme multe în plus pot aduce probleme de sănătate și o să te las pe tine să ne povestești. Din câte știu, obezitatea în prezent este cea mai frecventă boală metabolică. Asta ce înseamnă? Că tot organismul cam are de suferit pentru că se asociază adesea cu boli care vin mai ușor atunci când kilogramele se adună. Într-adevăr, obezitatea este o stare de inflamație cronică, în primul rând. Aproape toate organele au de suferit. Considerăm obezitate morbidă, cum ziceam mai devreme, când pacientul are un indice de masă corporală peste 40. Asta înseamnă că dacă pacientul încă nu a dezvoltat boli determinate de obezitate, cel mai probabil va dezvolta în curând. În anii ce urmează. Aici, și ceva mai repede dacă n-ar fi avut acele kilograme, exact. Nu față de situația față în care de n-ar fi avut kilogramele persoanele în plus. Care nu au chiar și obezitate de gradul 1 este diferită de obezitatea morbidă. Are pacienții care au obezitate de gradul 1 nu au același risc de a dezvolta boli metabolice. Aici vorbim de impactul obezității asupra aproape tuturor aparatelor și sistemelor, plecând de la creșterea rezistenței la insulină. Adică asta apariția diabetului în timp. Și apariția diabetului. Asta înseamnă că apariția diabetului de tip 2, în care pancreasul secretă suficientă insulină, dar grăsimea și condiția pacientului face ca ea să nu poată fi folosită de către celule. La asta se referă creșterea rezistenței la insulină, până la afectări cardiovasculare. Avem riscul de accidente vasculare. Creșterea colesterolului are un mare impact asupra sistemului cardiovascular. Creșterea tensiunii arteriale, iarăși este o problemă. O creștere cu multe kilograme peste ce am fost noi programați să ducem poate supune inima unui efort mai mare să pompeze mai mult sânge pentru a asigura perfuzia tuturor țesuturilor. Mă gândeam inimă, articulații, pentru că ca și când ai sta cu încă o persoană în brațe sau cu un sac, nu știu, de câteva kilogramele alea pe care le avem în plus, pe care le-am cărat zi și noapte în brațe. Cam așa am putea să ne gândim, nu? Sunt persoane care apelează la noi, la chirurgia bariatrică, iar atunci când le calculăm greutatea ideală sau greutatea normală, ajungem la concluzia că ar trebui într-adevăr să tăiem greutatea pe jumate. Adică wow. Mai duc încă o persoană în spate.
Și sunt persoane cu cei cu superobezitate în care au un exces foarte mult mai mare decât propria greutate. Da. Impactul este, cum ai zis și tu, și asupra, în primul rând, mecanica asupra articulațiilor scheletului, dar și impactul dat de modificarea metabolismului. Avem ceea ce se numește sindrom metabolic, în care Boala secolului. practic diabetul, hipertensiunea, creșterea trigliceridelor peste o anumită valoare, care are impact asupra tuturor organelor. Mai sunt pacienți care au, de exemplu, apnee de somn. Apnea de somn, iarăși, este Din cauza kilogramelor din în plus. cauza kilogramelor în plus și a grăsimii care se acumulează în jurul gâtului. Sunt persoane care pur și simplu nu mai pot să respire corespunzător în timpul somnului Și mai și ales când sunt în poziția culcată în pat și pe atunci spate, mai se ales pe schimbă spate, se sufocă totul, și se da. trezesc de foarte multe ori în timpul nopții, iar ziua sunt obosiți, chiar poate să adormă la volan. Pe lângă La la volan, la volan sau la serviciu. serviciu sau Da, și iată, riscurile sunt foarte mari. pe lângă aceste riscuri de adormire, mai o apnee de somn, de exemplu, poate să dea o hipertensiune portală și o hipertensiune diastolică cu presiune pe inimă, cu repercusiune asupra sistemului cardiovascular. Deci, iată, o serie de consecințe negative sau pe care nu ni le-am dori. Și poate că ar fi bine să spunem lucrurilor pe nume, în momentul în care slăbim, scăpăm și de o serie din afecțiunile pe care tu le-ai enumerat. Bine, cred că dacă nu lăsăm prea mult timp să treacă, în sensul ăsta mă refeream. Scăderea ponderală cu cel puțin 10% din greutate aduce beneficii foarte importante asupra sănătății. Am uitat să zic mai devreme, de exemplu, de infertilitate. Da, foarte important. Și știu cupluri, amândoi plinuți, își tot doreau copii, nu reușeau, au intrat în legătură cu un nutriționist și care le-a tras un semnal de alarmă, au slăbit și au acum și un băiețel de toată De frumusețea. curând o pacientă de-a mea m-a anunțat că a rămas gravidă. Ea, tocmai de asta A a venit făcut să-și facă să-și facă o intervenție bariatrică. Foarte drăguț, deci a slăbit și iată a reușit să devină mămică. În cazul infertilității, o scădere cu 10% a greutății crește foarte mult șansele să poată să obțină o sarcină. Ce să zic? Iată o serie de argumente sau am încercat să tragem un semnal de alarmă încă de la începutul emisiunii, cum că nu este bine să lăsăm kilogramele astea să se adună în plus și să ajungem la grad de obezitate. Ca să nu mai vorbim că pe măsură ce înaintezi în vârstă și cred că fiecare vede din propria experiență, constați că nu mai poți să mai mănânci cam tot ce mâncai acum 10 ani, 20 de ani, la orice oră din zi și din Fără să noapte, te îngrași. fără să te îngrași, exact, sau nefăcând sport, sau neavând grijă acolo la... Și cred că ar trebui cumva de mici să ne creștem copiii mai bine puțin și bun, de calitate, decât mult și Și stomacul se tot dilată și ne cere tot mai mult să mâncatul mâncăm. haotic. Da. Trebuie să ne facem un program de masă destul de ordonat și să știm că trebuie la masă să mâncăm, nu să facem altceva. Și să nu ciugulim între mese. Ar fi Ideal. ideal, cu toții știm ce trebuie să facem. Pe Da. oricine întrebăm știm că nu avem voie dulciuri, nu avem voie sucuri, băuturi carbogazoase dulci, dar până la urmă, la un moment dat, scapi controlul. Hai să vedem, ar fi interesant să ne spui care ar fi numărul de kilograme care sperie sau deja ai spus că pacienții care vin, da, să apeleze la chirurgia bariatrică și să explicăm ce înseamnă chirurgia bariatrică în două vorbe, sunt cei care au tot încercat de-a lungul anilor diverse rețete, metode, n-au reușit, au eșuat, Vin kilogramele după s-au ani adunat de după încercări. ani, dar cu câte kilograme, ce surplus, adică nu știu care este numărul care cumva sperie, 10 kg, zici, poate le pot da jos, 20 de kg, 30, când vezi că se tot adună, nu știu, cred că De nu e bine. obicei, numărul de kilograme care sperie
oricum trebuie calculat în funcție de indicele de masă corporală și de înălțimea pacientului. De obicei undeva peste 35-40 de kilograme această cifră începe să sperie pacienții. Există în istoricul lor perioade în care unii dintre ei au slăbit și 60 de kilograme. Wow! Cu diete. Singur cu diete și sport? Însă, nu de-a lungul timpului, într-un an de zile le-au pus înapoi. Perioada pandemiei, iarăși, a fost o perioadă și este în continuare. S-a stat mai mult acasă, s-a gătit mai mult, s-a mâncat mai mult. Este mai comod să comanzi mâncare, chiar dacă nu ieși la restaurant, tot comanzi mâncare la rapid, ceva care vine repede, pentru că acum ne este foame, mâncare nu de cea mai bună calitate și cu foarte multe calorii. Da. De asta trebuie puțin să ne uităm la stilul nostru de a mânca. Da. 3 mese pe zi sunt suficiente dacă știm ce să mâncăm și dacă ni le stabilim foarte bine. Mă gândeam că ai dat exemplul celor care în pandemie s-au îngrășat, pentru că fie au avut mai mult timp să bucătărească, să gătească și să mănânce, fie au comandat așa cum spuneai, dar sunt și cei care au reușit să slăbească, să-și tonifieze, pentru că au avut mai mult timp liber și atunci poți face gimnastică și acasă sau să fii un pic atent, să ieși, să somn, program regulat, da, și iată, depinde fiecare cum a simțit să facă. Iarăși este o cheie a slăbirii și a funcționării corecte a organismului. Recomandăm ca somnul să dureze 7-8 ore pentru în fiecare noapte, pentru ca organismul să reușească să funcționeze corect. Chiar, de fapt, în timpul somnului chiar slăbim. Unele studii zic că în timpul somnului slăbim mai mult decât dacă ne-am uitat la televizor și am stat pe canapea. Foarte interesant. Uite că sosesc deja mesajele și mă bucur că sunteți alături de noi și ne urmăriți, ne trimiteți mesaje. O puteți face pentru că emisiunea este live. Domnul dr. George Sirețeanu se află alături de noi tocmai ca să răspundă întrebărilor voastre. Profitați de prezența domnului doctor. Puteți trimite fie pe pagina de Facebook la Hello Sănătate TV aceste mesaje, fie chiar și pe YouTube. Dacă intrați acolo și ne lăsați mesajele, voi găsi. Poate că ar fi interesant ceva. Chirurgia bariatrică, exact. N-am uitat, o să-ți explic, dar uite, a venit primul mesaj și Romulus Cristian Crețu ne salută și își spune oful, zice, eu sunt culturist, am 100 de kilograme la 1,85 m, asta nu înseamnă că sunt gras. Acum nu știu, culturiștii au mai multă masă musculară, au alt statut. Exact, nu putem considera, sunt și alți parametri după care încadrăm pacientul în într-un grad de obezitate. Deci noi vorbeam de persoane care nu persoane sedentare sau cu activitate fizică moderată, care ar, pe lângă faptul că au indicele mare, noi măsurăm circumferința abdominală, circumferința șoldului. Adică acea grăsime adunată în jurul taliei și care este cea mai periculoasă, pentru că acolo sunt organele și practic organele ajung să fie îmbrăcate de grăsime. Practic este vorba de grăsimea viscerală, cea care este în abdomen, cum ai zis și tu, printre organe, este într-adevăr cea mai periculoasă grăsime și ea dă și toate modificările metabolice. Nu grăsimea din exterior dă modificările metabolice care se întâmplă în obezitate, ci grăsimea din interior. Pe lângă asta mai există organe care suferă direct de acumulare de grăsime, de exemplu ficatul, se poate... Ficat gras, steatoză? Exact. Steatoza hepatică este prezentă aproape la toți pacienții pe care îi operăm. Este un ficat mult mărit de volum care nu mai funcționează corespunzător. De fapt, și asta nu e bine pentru că ficatul practic e laboratorul. Ficatul sintetizează cam toate procesele metabolice, le coordonează. Plus că o steatoză hepatică este primul stadiu înainte unei ciroze non-alcoolice, de exemplu. Este stadiul în care putem să acționăm
și să facem ca ficatul să revină la funcționalitatea și la dimensiunile normale. Hai să vedem, uite, ne salută și Ana Bucur. Ana, cred că n-ai fost alături de noi de la începutul emisiunii, pentru că domnul doctor deja a spus cum calculăm indicele acestea de masă corporală. Hai să repetăm, George. Deci, cum era greutatea împărțită la înălțime la pătrat. Sau mai scurt, greutatea împărțită de două ori la înălțime. Perfect. Bun. Am lămurit-o și pe Ana. Hai să vedem, te întrebasem să definești un pic, să lămurim noțiunea de chirurgie bariatrică, pentru că este chirurgia care te scapă, iată, chirurgia de bariatrică, în plus. Toată lumea se întreabă ce e aia bariatrie. Vine din grecescul baros, care înseamnă greutate. Am înțeles. Deci, de aici vine denumirea de bariatrică, da. Este chirurgia greutății și se referă la un ansamblu de intervenții chirurgicale sau nechirurgicale care pot duce la scăderea în greutate. Avem mai multe metode foarte minim invazive, ca să zic, mai puțin invazive decât intervenția în sine, montarea de baloane intragastrice, dar de obicei la pacienții cu un exces mic ponderal, apoi micșorarea de stomac, bypassul gastric, diversia biliopancreatică, toate acestea sunt intervenții care fac organismul fie să absoarbă mai puțin din alimente. Da, exemplul balonașului, pentru că ai acel balonaș în stomac, hai să explicăm un pic, și practic balonașul îți ocupă o anumită parte din stomac și atunci te saturi, apare senzația de sațietate mai repede. Pentru că stomacul este deja este mai mic, da. Și nici nu ar intra multă mâncare, pentru că deja stomacul este plin. Are balonașul acela. Balonul gastric se pune endoscopic sub anestezie generală. Dar eficiența lui este pentru excese ponderale mici, undeva la 10-15 kg. Bănuiesc că este eficient atât cât îl ai montat în stomac. După care dacă l-ai scos, se presupune că balonul gastric se scoate în fie în 6, fie în 12 luni. Sunt mai multe tipuri de balon, trebuie extrase după ce au fost montate la 6 sau 12 luni. Se presupune că în acea perioadă te-ai obișnuit să mănânci puțin și ți-ai modificat stilul de viață. Se presupune. De cele mai multe ori, după ce scoți balonul, ușor-ușor revii la obiceiurile alimentare de dinainte. Este foarte posibil dacă pacienții nu sunt foarte conștiincioși, da, să-și urmărească greutatea. Și cred că păcălesc medicul, dar de fapt se păcălesc pe ei. Și o să vorbim de păcălit chiar la intervențiile de micșorare de stomac sau gastric bypass. După care trecem la intervențiile chirurgicale în sine. Avem intervenții restrictive, cum este micșorarea de stomac, în care pacientul nu mai poate să mănânce mult. Și intervențiile acestea chirurgicale nu mai sunt reversibile, adică ce ai tăiat, nu mai ai ce să mai faci, ce să mai pui la loc. Nu avem de unde să venim cu un alt stomac. Gastric sleeve-ul sau micșorarea de stomac, nu putem mânca mult. Pacientul mănâncă foarte puțin, pentru că stomacul a fost micșorat cu 80% din volum, astfel încât să nu intre mâncare la fel de mult ca înainte. Partea bună la această intervenție este că eliminăm și grelina, celulele care secretă grelina, hormonul foamei. O bună perioadă de timp, după o intervenție de micșorare de stomac, pacienții nu mai au senzația de foame. Și este adevărat că se elimină, nu știu, acea bucată pe care își cere și alimente nesănătoase, dulci, fast food, junk food. Despre grelină este vorba. Am înțeles. Da. Deci nu e mit, e chiar realitatea. Este realitate, însă lipsa senzației de foame nu este toată viața. La un moment dat, organismul se readaptează, creierul încearcă să recâștige teren kilogramele și resintetizează celulele care secretă grelină. Incredibil. Pentru că trebuie să adapteze la noile condiții și să ceară de undeva
combustibil, pe Da, urmă. și să spunem că și stomacul are această posibilitate de a se dilata, deci ai tăiat, sau așa spuneai, 80%, adică foarte mult din el, însă bucățica rămasă, dacă tu o tot îndeși acolo, ea se mai dilată, nu? Stomacul este făcut din foarte mulți mușchi. Și ca orice mușchi se poate antrena. Cum a Aha. zis și domnul mai devreme, Da. ca și un culturist, sigur, dacă Așa vrei și să antrenezi stomăcelul. stomacul, poți să-l antrenezi. Adică, în Este... ghilimele, la antrenezi, îi dai mâncare mai multă decât îi trebuie și pe zi ce trece el se tot dilată. Există pacienți care după operație mănâncă de poftă. Aici trebuie să facem o diferență. După operație nu-ți mai este foame, dar pofta vine atunci când nu-ți este foame. Este ca atunci când mâncăm foarte mult, dar Suntem sătui, dar la sfârșit parcă mai merge o mai mâncat linguriță ceva, de da. prăjitură sau de tort. Da, deci iată, Aia mare este grijă. pofta. Tocmai de asta, după operație, sunt pacienți care eșuează să slăbească. Sau slăbesc o perioadă Și se reîngrașă. foarte bine și apoi încet, încet pun kilogramele. Este acceptată după La loc. operațiile bariatrice o reîngrășare între 5 și 10% din greutatea minimă pe care ai atins-o. Adică dacă ai ajuns la 50 de kilograme, este acceptat să te îngrași cu 2,55 kg. Peste această valoare, deja vorbim de faptul că pacienții nu au fost ascultători. Da. Asta este micșorarea de stomac. Mai avem bypassul gastric. În cazul bypassului gastric, practic, e considerat o intervenție malabsorptivă. O parte din aliment, de fapt, alimentele nu mai trec deloc prin stomac. Ele vor ajunge destul de jos în Ocolesc intestin. cumva o anumită bucată. Refacem circuitul alimentelor în abdomen, astfel încât alimentele ajung direct în intestinul subțire. Aici pot să apară niște deficiențe de vitamine, pot să, ca și în cazul slivului, dar în cazul bypassului gastric apar deficiențe de vitamine mai mari și anumite sindrome de dumping. Adică pacienții dacă mănâncă, de exemplu, dulciuri foarte mult, poate să aibă o senzație de rău pentru că intestinul nu poate să primească dulciuri neprocesate în stomac. Pentru că s-a scos acea bucată din din stomac, din stomac intestin, și o parte din intestin. Care cu asta practic se ocupa. Da, de foarte exemplu, interesant. Alimentele nu mai trec prin duoden, unde s-ar amesteca imediat cu bila, care le face mai digerabile. Da. Și spuneai că, în general, după aceste intervenții, da, în perioada de recuperare, tocmai ca pacientul să nu aibă probleme, să nu apară dezechilibrele, sunt utile suplimentele, vitaminele. Hai să povestim un pic, da, ca sfaturi după intervenție. După intervențiile chirurgicale de bariatrice, într-adevăr apar niște dezechilibre de vitamine. În primul rând, fie că micșorăm stomacul, fie că îl evităm și alimentele nu mai trec prin stomac, apar deficiențele vitaminelor care se absorb în stomac. Aici vin vitaminele din grupul B, de exemplu, care nu mai pot fi absorbite la fel ca înainte. Apar deficiențe de vitamine D și de calciu. Trebuie să fim foarte atenți pentru că o deficiență de vitamină D scade foarte mult imunitatea și pacienții sunt mult mai susceptibili la infecții și scade și calitatea sistemului osteoarticular. De aceea, noi după operații dăm suplimente de vitamine. Obligatoriu. Iar apoi, din 3 în 3 luni, vom face niște investigații să vedem dacă pacienții au nivelele optime de vitamine și atunci suplimentăm sau scoatem din alimentația pacientului vitaminele care sunt normale sau peste valorile normale. Da, deci atât foarte important să ținem cont de sfatul medicului ca să nu apară carențe. Avem și noi suplimente de foarte bună calitate de la firma Zenith, suplimente care sunt necesare în perioada aceasta de recuperare post
Bariatrică, chirurgie bariatrică. De fapt, în sens mai larg, cred că ar fi necesare după orice chirurgie. Deci după orice intervenție chirurgicală, nu doar S-a bariatrică? sesizat că o scădere de vitamină D sub nivelul optim de 30 de miligrame pe decilitru poate duce la o creștere de 6 ori a infecțiilor în timpul operațiilor, Foarte de exemplu. interesant ce spui, da. Este foarte importantă vitamina D, chiar și în perioada actuală cu acest... Mai puțin soare, da. Și fără soare și... În perioada COVID-ului, vitamina D este una dintre vitamine care se dau în mod frecvent. Și uite, avem o vitamină foarte bună la Zenit, vitamina D3 cu ulei de cocos. Asta înseamnă că organismul asimilează mai ușor vitamina și 2000 de unități, adică necesarul... Exact, este necesarul zilnic de vitamina D. Da. Și uite, mai avem varianta tot la Zenit de vitamina D3 cu K2, calciu și magneziu. Calciu și magneziu sunt alte microelemente, oligoelemente pe care le urmărim după operație, astfel încât pacientul și sistemul imun și transmiterea nervoasă să se petreacă cum trebuie. Sunt pacienți care nu și-au vitaminele și au diverse deficiențe și neurologice, sau parestezia, morțeli ale mâinilor, picioarelor, plus de ce se plâng femeile cel mai mult căderea după această părului. Intervenție este căderea părului, care se întâmplă de obicei pentru că nu și-au vitaminele, mai ales cele din grupul B, vitamina B5, biotina, și că nu consumă suplimentele proteice pe care noi le recomandăm. Există, după operație, principalul aliment trebuie să fie proteina. Un pacient trebuie să mănânce, să consume între 60 și 80 de grame de proteină pură pe zi. Această cantitate de proteină s-ar găsi în 300-400 de grame de carne, ceea ce este aproape imposibil de greu să mănânci, consumat. Exact. Și mai ales când stomacul tău este mai mic. Și atunci? Atunci le recomandăm pacienților să consume shake-uri proteice. Sunt acele prafuri de sportiv pe care le amestecă cu apă sau cu lapte și ar trebui să consume 2-3 shake-uri pe zi, astfel încât funcționarea ficatului și organismul să nu aibă de suferit, exact. Pentru că aportul oral este insuficient din mâncarea normală. Deci, iată, foarte important să reținem sfaturile medicului după astfel de intervenții și spuneai chiar și după orice intervenție am reținut cu vitamina D și K. Avem și magneziu. Spuneai că la fel este foarte magneziu, util. Iarăși, este un element care poate să dea, împreună cu calciu, poate să dea anumite spasmofilii. Transmiterea la nivel celular de impulsuri este mediată de calciu, de exemplu, și magneziul la fel, poate o scădere de magneziu poate da anumite spasmofilii, acele tremurături și la nivelul feței și la nivelul mâinilor. Da, deci iată manifestări pe care nu ni le-am dori, dar spuneai dacă luăm suplimentele, vitaminele de care medicul, pe care medicul le recomandă, n-ar trebui să apară. Și dacă pacienții post-operator vor veni la controle. Corect. Eu în rețetele pacienților le scriu tratamentul până la controlul de 3 luni. Mulți dintre ei înțeleg că tratamentul până la 3 luni fără să facem control. Din 3 în 3 luni, cum faci am zis, consultul și schimbi dozele, bănuiesc, în funcție de analizele exact, de sânge. În funcție de rezultate. Sunt mulți pacienți care nu mai vin la controlele postoperatorii, slăbesc foarte bine o perioadă, iar peste un an, doi mă caută pentru diverse afecțiuni, fie că s-au reîngrășat, fie că apar diverse dezechilibre și afecțiuni pe care n-am putut să le corectăm la timp.
Da. Spune-mi dacă avem nevoie și de colagen, pentru că mă gândeam pielea atunci când slăbești foarte mult și vorbim de zeci de kilograme slăbite, pielea poate avea de suferit, la fel articulațiile, Și părul, unghiile, pentru că uite, producătorul de la Zenith, care oferă acest produs foarte, foarte bun, colagen pur, scrie că este pentru piele, păr, unghii și colagen și articulații. vitamina A, iarăși, Da. intră în structura fanerelor, adică a pielii, a părului și a unghiilor. Plus, la nivelul ocular, o scădere de vitamina A ar putea duce la perturbări de vedere. Da. Iată, foarte interesante informațiile pe care le-ai dat. Aceste suplimente foarte, foarte bune, de foarte bună calitate, le puteți găsi pe www.zenith, scris cu Y și TH.ro. Găsiți acolo explicațiile și, oricum, mă gândeam că în perioada asta în care nu ne mai prea bucurăm de soare, mămicile știu, lunile cu R dau copiilor vitamina D, este bine să o luăm și noi adulții și nu doar în lunile cu R, ci pe toată perioada anului, mai ales dacă ne dozăm și vedem că nu avem suficientă vitamina D, este important să facem și analize. Aproape toată lumea are Da, vitamina carență. D scăzută. Da. Toți pacienții preoperatori, dacă le dozăm vitamina D, au un nivel suboptimal. Asta este aproape regulă. Bun, hai să revenim un pic și la intervenții, pentru că, uite, am vorbit, ai spus deja că dacă ești conștiincios, nu încerci să păcălești, să te păcălești, slăbești, dacă îți iei suplimentele, vitaminele, organismul ar trebui să fie echilibrat și să nu apară tot felul de probleme. Dacă ar fi să te întreb, nu știu, gastric sleeve, cui ai recomanda? Pentru că sunt mai multe variante, ai spus balon, gastric sleeve, bypassul gastric, cum ar trebui să arate pacientul ideal pentru fiecare astfel de intervenție sau care este cel mai des folosită? Nu știu, cum se procedează. Vine pacientul, constatați că are de slăbit un număr de kilograme și apoi cum luați Nu decizia? luăm decizia imediat. Înainte de intervențiile bariatrice, pacienții vor trebui să facă niște investigații și consulturi suplimentare. Trebuie să făcute analize de sânge, consult cardiologic, endoscopie digestivă, ecografie abdominală, consult psihologic obligatoriu. În urma acestor investigații vom stabili ce patologie asociate au pacienții și ce intervenție li se potrivește. Sunt pacienți care, de exemplu, au reflux Gastroesofagian. gastroesofagian, iar atunci sleeve-ul gastric nu este foarte recomandat, pentru că se presupune că acidul ăla se întoarce mai repede după aceea în esofag din stomac. Și atunci ar trebui să facem bypass gastric. Trebuie să vedem și excesul ponderal. Dacă până acum 15 ani primul și printre singurele operații adevărate bariatrice era bypass-ul, în istoricul bariatriei bypass-ul a fost inventat înaintea sleeve-ului, cu toate că este o operație mai complicată, în ultimii 15 ani balanța s-a schimbat. Echilibrat. Se face mai mult sleeve, adică micșorare de stomac, pentru că este o operație cu raportul cel mai bun între riscuri și beneficii. Eficiența micșorării de stomac este apropiată de cea a bypass-ului, dar are mai puține riscuri. Nu am zis că după intervențiile bariatrice sunt unele boli care dispar, boli pe care Regresează cumva. noi le-am învățat că atunci când le ai, nu Nu mai mai poți să trec. le tratezi, cum ar fi hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, apnea de somn, infertilitatea, am zis, se reglează și ea, afecțiunile renale, steatoza hepatică, ficatul revine foarte, Deci, iată, foarte rezolv mai repede. multe probleme de sănătate, nu doar că scap de niște kilograme, ci organismul are de câștigat, Este se un va simți mult beneficiu mai major bine. din punct de vedere metabolic și nu numai metabolic și mecanic. Mai avem pacienți care vin la noi pentru că le trebuie o proteză de șold sau de genunchi, iar ortopedul
îi sfătuiesc să slăbească foarte mult, că altfel acea proteză nu va funcționa cum trebuie sau va trebui înlocuită. Da. De asta este un impact și particulație foarte mare, efectiv. Bun, deci atât practic în funcție de fiecare pacient în parte, de ce consider că îi se potrivește, îi spui ce variante ați avea la îndemână și pacientul decide cu ajutorul medicului. Exact. Sunt boli care contraindică slivul Și care ar fi și, aceste boli? cum s-a zis, A, refluxul refluxului, gastroesof. hernie hiatală foarte A. mare. La o hernie hiatală, o parte din stomac se întoarce în torace și atunci nu putem să-l Există micșorăm, că acest există risc, riscul da. să alunece înapoi în torace și atunci facem un bypass gastric în care scoatem stomacul din circuit. Bun. Mai avem, de obicei, prima etapă a bariatriei este un sleeve gastric, o micșoare de stomac, astfel încât dacă pacientul nu slăbește suficient, să mai putem să mai facem bypass gastric. În caz, Aha. este ca bypass-ul să-l lăsăm ca o soluție Ultima de rezervă. variantă, da. În cazul în care începem și facem un bypass gastric din start, nu mai putem să facem apoi o micșorare de stomac. Am înțeles. Iar pentru cei care au mai puține kilograme de dat jos, era și varianta cu balonașul, dar atenție, odată scos balonașul, nu trebuie să încercăm să Mai păcălim, da. sunt variante, mai există un fel de micșorare de stomac, dar nu la fel de eficientă ca un sleeve gastric, că se numește gastroplicatura, în care practic micșorezi stomacul fără să tai din el, se coase în două planuri, se micșorează, se împăturește în interior și astfel volumul scade foarte mult. Și este reversibil acest Este procedeu dacă nu reversibilă tai o o perioadă perioadă? de timp, nu poți să reversezi operația după un an de zile, de exemplu. Am înțeles. Bun, foarte bune precizările. Hai să ne întoarcem la mesaje. Uite, ne-a scris și Elena Stanciu. Te salutăm, Irina, și sunt de acord cu ceea ce spui. Irina spune, nu a zice că nu avem voie. Strictețea creează frustrări. Eu am 65 de kilograme în plus. Poți comanda mâncare sănătoasă fără să dai bani mulți. Omul de astăzi este plin de vicii. Ce facem cu vinul, cu pizza, cu plictiseala, psihonutriția? Întreb pentru că obișnuit fiind să mănânci, uneori poți intra în depresie. Știu cazuri. Deci asta spunea Mirina, cumva de acel cerc vicios de care aminteam și eu la începutul emisiunii. Kilogramele se adună, ți-e tot mai greu să faci mișcare, să ieși un pic din, iată, din plăcerea aceasta de a mânca oricând, oricât. Foarte important este suportul psihologic. Da. Înainte de intervenții, noi avem un consult psihologic care evaluează pacientul din punct de vedere al dispoziției De a lui de a schimba schimba stilul obiceiurile de alimentare, viață. exact. Dacă psihologul nu ne sfătuiește să operăm pacientul inițial, se întâmplă de obicei pentru că pacientul nu este dispus să facă modificări în stilul de viață după operație, și atunci din start vom avea un insucces. Nu vom ajunge la target dacă pacientul nu respectă indicațiile alimentare. Sfătuim pacienții în aceste cazuri să meargă la grupuri de suport, în care este învățat cum ar trebui să mănânce și să-și găsească frustrările și problemele care îl fac să mănânce prea mult sau să-și găsească fericirea în mâncare. Există pacienți, într-adevăr, care devin depresivi pentru faptul că nu mai pot să mănânce mult, pentru că în mâncare își găsesc fericirea. Da. Iată, mai avem un mesaj interesant. Este adevărat mitul conform căruia partea de stomac care se elimină reprezintă, în ghilimele, centrul foamei? Am zis mai devreme, da, sunt celule care secretă grelina, hormonul foamei. Odată cu operația se îndepărtează, dar poate să revină în timp, într-un an jumate, doi, senzația de foame poate să revină, dar nu la același nivel ca inițial. Creierul se adaptează foarte bine la noile situații. Și El găsește controlează soluții, așa zis, toate salvatoare. sintezele de celule,
Da. Este chiar un studiu în care s-a observat că după bypassul gastric, practic mâncarea nu mai trece direct deloc prin stomac și ajunge în intestin, zona de intestin în care intră mâncarea se transformă și începe să producă celule gastrice, adică practic să se metamorfozeze un E pic, incredibil. să recreeze mediul unui stomac. Da. Mă gândeam după o astfel de intervenție. Cred că e interesant să ne spui cam cât mai poți mânca sau cum ar fi recomandat să mănânci. Bănuiesc că medicul îți sugerează și anumite tipuri de meniuri, de alimente, cantități, astfel încât să nu forțezi, pentru că spuneam că, iată, stomacul rămas, bucățica aceea, are această capacitate de a se metamorfoza, de a se dilata. Și nu vrem. Sunt alimente indicate, bine, am reținut de shake-uri, de vitamine, de suplimente, că trebuie să ți le iei, dar altfel alimente de care ar trebui să te ferești în continuare, bănuiesc că da, de dulciuri, nu? Dulciurile, băuturile, sucurile, acidulate sau neacidulate, Deci sfaturile rămân sunt valabile acelea de pentru un tot. stil de viață sănătos. Avem, imediat după operație, pacienții urmează o perioadă de regim special în care practic urmărim ca să se alimenteze în timp ce stomacul se vindecă. Da. Și vom avea 3 săptămâni de regim în care creștem consistența alimentelor de la o săptămână la alta, plecăm de la lichide clare, lichide, Până până la la apasa ca la bebeluș, nu? exact, din prima săptămână de lichide, a doua săptămână creștem consistența să fie pasate moi, supe creme, iar a treia săptămână piureuri. Deci ca Consistența să alimentelor va fi ajutăm de stomacul piure. cât mai mult. Facem aceste lucruri pentru că în 3 săptămâni considerăm că stomacul deja s-a cicatrizat. Materialele cu care sigilăm noi stomacul vor fi deja înglobate în decicatricea normală și zona din care am tăiat este foarte bine întărită. Dacă pacienții ar exagera cu mâncarea și ar mânca solide imediat după operație, riscul este să se desfacă operația. Și atunci ajungem la niște complicații neplăcute pentru pacient și pentru doctor. Da. Bun, deci iată, trebuie să ținem cont de sfaturile medicului, astfel încât intervenția să fie una reușită, să slăbim și să ne și menținem, că asta este important. Pe termen lung, după aceste 3 săptămâni, pacientul trebuie să respecte niște direcții generale, și anume să mănânce de 3 ori pe zi, să nu ronțăie între Între mese, mese. să bea cel puțin 2 litri de lichide și să evite mâncarea hipercalorică. Apropo de vin, sucuri, alcoolul conține foarte multe calorii și nu dă senzația de sațietate. Niciun lichid nu dă senzația de sațietate, mai ales după slivul gastric, un lichid părăsește în 4 secunde stomacul și ajunge direct în intestinul subțire. Aia înseamnă că din acel lichid, fie el alcool sau suc, intestinul va extrage toate caloriile, dar creierul nu primește senzația de sațietate pentru că lichidul nu distinde stomacul, nu dilată stomacul, el se duce direct în intestin. O problemă cu alcoolul după operație este că pacienții se îmbată mai repede, pentru că alcoolul nu mai stă deloc în stomac A, și și intră ajunge direct în. direct în intestinul subțire, acolo unde se absorb toate elementele din mâncare. Deci, Și iată, mare atunci grijă. intră mult mai repede în sânge alcoolul și Și pacienții. spuneai, are și destul de multe calorii, așa că mai puțin alcool oricum, nu? Mai Așa ar fi indicat. sănătos. Nu putem să punem restricții absolute pacienților. Noi facem Clar. recomandări, pacienții până la urmă sunt doctor mai bun decât noi Sau și așa cred. își Și reglează din mers ascultă propriul alimentul. organism. Da, mă Sau Google. gândeam. Cum? Sau Sau? Google. Sau Google. Ah, nu e bine chiar întotdeauna. E bine să ne informăm, să citim, însă tot medicul zic că este cel mai în măsură să ne sfătuiască, având experiența nu doar a cazului nostru, ci
Plus Plus că am de suntem studiu și destul de... de disponibili. Noi dăm contactele noastre pacienților, pacienții ne pot suna și ne pot scrie oricând, dar de obicei se întâmplă destul de rar. Da, nu e bine. Trebuie să ținem legătura cu medicul, da? Să se creeze o relație de încredere, de prietenie. Uite, cineva ne întreabă, sunt scumpe astfel de intervenții? Sunt și suportate de către casa de asigurări? Intervențiile de bariatrie sunt destul de scumpe, nu sunt suportate de casa de asigurări, sistemul de sănătate din România nu consideră obezitatea ca fiind boală, o consideră mai degrabă o problemă estetică și sunt Din considerate păcate. intervenții estetice. Da. Avem din ce în ce mai mulți pacienți care vin pentru bolile asociate. Prețul unei, nu știu dacă este ok să zic prețul unei astfel de Putem intervenție, spune cu undeva în aproximativ. jur de 4.300-4.500 de euro. N-am înțeles. Bun, în funcție de varianta aleasă. Bine, cam pe acolo sunt, înseamnă toate la fel. Fie că ai balon montat, fie că ai Balonul este ceva mai mai ieftin. ieftin, dar Da. nu e foarte ieftin. N-am înțeles. Bun. Suntem pe final de emisiune. Deja? Deja, știu, mai sunt multe de povestit, mai vii și altă dată. Deci ce ar trebui să reținem? Să nu credem că dacă facem aceste intervenții, putem păstra stilul Asta cumva haotic, nesănătos de nu am dinainte. zis-o. Și ai acum ocazia să spui, să tragem concluzia, să punem punctul pe i. Chiar și dacă apelăm la chirurgia bariatrică, nu este o soluție magică. Nu ne asigură că suntem slabi toată viața dacă nu ne schimbăm stilul de viață. Da. Nu există nicio operație bariatrică care poate să, Să la fie care poți să făcută și mănânci apoi să cât mănânci vrei. orice și oricât. Nu Și la există. orice oră. Nu în România, nicăieri în lume. Se știe că pacientul trebuie să își schimbe stilul de viață odată ce a ajuns la greutatea dorită. Trebuie, este oare atunci începe o mică luptă să se mențină acolo. Noi Da. putem doar să-i ajutăm până acolo, lucrăm în echipă, lucrul este în echipă, nu este doar al doctorului, și trebuie din când în când să ne cerem sfatul unul altuia, mai ales să pacienții să vină la controlele periodice atunci când sunt programați. Deci ați respectat aceste controle periodice pentru că medicul ce a făcut intervenția, chirurgul, nu face altceva decât să reevalueze organismul, rezultatul intervenției, se fac analize, spuneai, în funcție de rezultatele acestea, medicul știe ce să-ți mai recomande ca suplimente, ca vitamine, ca Chiar și stil de partea de viață. nutriție, Da. chiar trebuie să vedem ce merge bine, ce nu merge bine, în cazul în care pacientul are tendința de reîngrășare. Bun, iată, sunt sfaturi extrem de utile. Sper că v-am fost util și îi putem ajuta pe cei care au această problemă a kilogramelor în plus. Nu este simplu deloc. Să știi că și eu la un moment dat, deci mă rog, spuneam că anii trec și nu mai ai același metabolism și se mai adună câteodată un kilogram, două, dacă te tot cântărești în fiecare zi, așa cum fac eu și tot încerc să țin cu dinții de aceeași greutate, reușești o perioadă, însă odată cu vârsta mai pui un kilogram, două. Ei, să știi că am încercat, eu nu n-am ținut cură de slăbire și nu sunt în stare să țin. Deci de câte ori am zis un kilogram, două să dau jos, Doamne, dacă nu era gândul numai la mâncare, deci ajungi să mănânci mai mult, exact cum mă spunea și Irina. Deci intri așa Da, într-o... este Trebuie un să cerc. găsești un echilibru mai degrabă să faci mai mult sport sau să te ferești de lucrurile nesănătoase decât să încerci să nu Și mai mănânci, că nu e bine sportul oricum. fără dietă nu are susținere. Da. Nu putem să alergăm Exact, dar... 20 de minute, iar apoi să mâncăm o șaormă. Trebuie să găsim echilibru între câtă energie consumăm și câte calorii apoi Da. mâncăm. Nu e simplu, nu e simplu deloc. Și mai ca sfat ar trebui să ne uităm după calorii. La fiecare produs consumat ar trebui să fim conștienți de câte calorii are fiecare produs. Și cumva așa să încercăm să facem un calcul cât mâncăm
Pe zi, bine, aici iarăși discuția e vastă, în funcție de vârstă, înălțime, că ești femeie, că ești bărbat. Există, chiar eu am undeva pe site-ul meu un calculator A, păi spune-ne, unde pe special. site-ul tău? Stai, spune ca să intrăm cu Pe toții. site-ul meu drgeorgesirețanu.ro există un Așa. calculator care calculează necesarul caloric în funcție de activitatea fiecărui pacient, în funcție Aha, de vârstă, vârstă, kilograme, activitate, iată, sex. stil de viață, da. Și știi cam Și câte este. calorii ai avea voie să mănânci pe zi, astfel încât să te păstrezi, să slăbești, Există să te îngrași? opțiuni exact ce vrei să faci, să te menții, Foarte da? interesant. Hai că o să Și intru. Deci pe site-ul tău, georgesirețeanu.ro. drgeorgesirețeanu.ro. Foarte interesant. Mulțumim. Cu mult Ai drag. vrut să mai adaugi ceva? Spune. Toată lumea poate intra și chiar este în funcție de ce vrea să facă. Fiecare. Există persoane care vor să îngrașe, de Da. exemplu. Mai puține, dar Și sunt și ele. să știi că este mai greu să îngrași un pacient slab sau o persoană slabă decât să slăbești un pacient Da. cu un exces ponderal mare. Eu știi când mai aud astfel de persoane că vor să se îngrașe și sunt, îți dai seama, fie adolescente, adolescenți, fie și le spun, mai așteptați un pic, nu vă grăbiți, să mai treacă niște ani, eu zic să nu, adică să încerci neapărat să te îngrași. Totul, mă rog, vezi în timp. Bine, dacă ești adult și toată viața ai avut această problemă a kilogramelor în minus, e clar că este altă Există situație, da. excepții de ambele Da. părți, extreme există Da, de ambele și. părți. Cred că e greu și într-o situație și în cealaltă. Și să te lupți cu kilogramele în plus, dar să-ți dorești să pui kilograme și să nu reușești, să ți se pară că ești prea slab, iarăși nu e bine. Mulțumim pentru sfaturi, Cu mult George. drag. Sper că le-au fost utile celor care ne-au urmărit astăzi. Iată, cu ajutorul medicilor, prietenii noștri, putem face ca lucrurile să funcționeze și să avem greutatea dorită, greutatea sănătoasă, de fapt, că asta este important, nu neapărat greutatea dorită, ci greutatea sănătoasă care să te ajute să-ți păstrezi în timp, chiar dacă anii trec, să-ți păstrezi și frumusețea, dar mai ales Sănătate. sănătatea. Îți mulțumesc pentru sfaturi, te aștept să revii și mult succes cu pacienții tăi, să-i convingi să facă lucrurile ca la carte, astfel încât să slăbească și să-și păstreze greutatea. Mulțumesc Și te frumos. aștept să revii. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost și astăzi alături, ne-ați adresat întrebări. Aveți grijă de voi, nu lăsați kilogramele să se adune. Cu cât ele vin în număr tot mai mare, e mai greu să le dai jos, așa că mai bine zilnic mai reglăm din calorii, cum spunea domnul doctor, dacă ai mâncat prea mult astăzi sau ai făcut excese, a doua zi suntem ceva mai cumpătați. Aveți grijă de voi, până data viitoare să rămânem sănătoși și voioși. Pe curând!